7 iunie 2024, o vreme care se anunță foarte, foarte călduroasă, fie foarte cald, dar eu mă gândesc că dacă la mine aici, în centrul țării, este așa căldură, ce o să fie în partea sudică? Albinele zboară destul de binișor. Mă uitam la apă, nu sunt foarte multe, dar căldura asta duce la o ventilare, zic eu. O să ducă la o ventilare mai agresivă a albinelor. 90% din stupină se află în umbră, fiind aici niște copaci destul de robuști, care țin o umbră destul de consistentă, și aceste colonii care se află în interiorul pădurii, să-i zic așa, sunt destul de bine protejați împotriva căldurii din acest an. Sau zic eu că e ceva cu legătoare, s-au mai refăcut cu legătoarele un pic. Nu prea am ce să le mai fac, sunt notați toți. Acum nu știu, mai sunt câțiva care s-ar putea să intre în frigurile roitului. Eu știu, pe căldurile astea s-ar putea, și acesta s-ar putea să intre în friguri. Nu prea mai îmi bat cap cu ei care ies să roiască, ducă-se. Am obținut niște regine, cum nu am văzut de când sunt. O să vi le arăt eu și vouă. Niște regine, dacă nu mă înșel, de 3 ori lungimea albinei, dar nu numai că e lungă, e grasă. Niște regine extraordinare. No. Când am văzut prima dată cât ce regine am acolo, m-am crucit. Bun. Cam asta ar fi pe ziua de azi. Nu prea am ce să fac, sunt notați toți, aștept unde încă nu ouă să ouă. Le mai dau rame cu miere unde este nevoie. E acum nu prea mai ai ce să le faci. Roiurile, zic eu, că s-a cam terminat, unde nu s-au împerecheat, le unesc și să treacă lunile, iunie, iulie. Voi vedea dacă fac vreo lucrare pentru a mări populația de albine. Ca să înțelegeți efectul de pierdere a albinei, acest stup are două ordinișuri. El zbura pe ambele. Am închis ordinișurile, am restrâns ordinișurile după acel pierdere de culegătoare, și astfel am redus un pic ca să nu se facă furtișag. Mai sunt 2-3 săptămâni și începe sezonul. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!